Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Intru astăzi în casele dumneavoastră cu un zâmbet, dar e de aici, din inima mea. Pardon, am lovit la valiera, am creat un disconfort, să mă iertați, vă rog frumos. Pentru că am îmbătrânit și s-ar putea să uit, vă rog frumos ca sâmbătă la ora 10 să urmăriți ediția de sâmbătă. E una de excepție, veți vedea despre ce este vorba acolo. Dacă aveți chef, dacă nu, asta e. Mergem la cumpărături. Avem multe de cumpărat. Da. Eu nu vreau să stric ediția, așa că am pus punct aici. Astăzi vă voi spune răspicat nevrem. Și titlul acestei ediții mi-a fost inspirat de invitata mea de astăzi, pe care o veți vedea, este alături de mine, Elsa Dorval Tofan. Voilà! Flori! Așa, mă copil, mă, să vadă invitata! Noi nu folosim pronumele de politețe, așa încât îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc la rândul O meu. bucurie, o onoare și pentru dumneavoastră va fi o bucurie când o veți auzi și veți vedea despre cine este vorba. Ieri a avut loc lansarea acestei cărți, acestui volum, lansare de promisiuni la Cronart. Cunoașteți bine Cronart, da? Carte de poezie. Unde se găsește această carte, dacă vor să o achiziționeze? Nu aș putea să vă spun în acest moment foarte clar unde. Mâine o să mergem la librăria Ștefan Iosif, o să vedem ce se poate face acolo. Sunt. Cartea aceasta a fost foarte generos distribuită până acum, dată din suflet, cadou. Am înțeles. Deci cei care au venit la lansare, de asemenea cei care au participat la primul contact cu publicul la liceul, la colegiul economic, unde ele foarte inimoși, foarte încurajați de către biblioteca liceului și de către doamna lor bibliotecară de acolo să vină să participe la eveniment și ei au primit această carte. Și cred că bună parte din ea va fi distribuită, cum se spune așa, din mână în mână. A, făcută cadou. Da, a, bine, Exact. dar dacă doamna care se uită la noi acum sau domnul care tocmai se pregătește să-și servească doamna cu un ceai, nu ceai, un ceai fierbinte și zice, mă, faci și mie cadou lansare de promisiuni, de unde să o ia? Da, să meargă pe la librăria Ștefan Octavian Iosif, că precis o vor lua, pentru că acolo sunt oameni extraordinari. Și iată, vin mesaje cu moșii, babe. Tu nu mai terminați cu prostiile astea. Da, haide, veniți să ne îmbrățișăm. Mie asta îmi place. Și să ne spunem la mulți ani, sărbători cu bine, ne îmbrățișăm. Ce cu... Ar fi. Da. Invitata mea este o româncă pur sânge, din câte am înțeles eu. E a doua noastră întâlnire. Așa. E brașoveancă la origine. Ce origine frumoasă, sănătoasă. Dar e stabilită în Canada. Și a venit acasă și iată că într-un interval de circa 10 zile s-a dăruit. Cui a putut, cât a putut, familiei, prietenilor, la o întâlnire, da? Dar iată cât de frumos s-a dăruit. O să spicuim câte ceva din acest volum, așa, poezie. Vă place, așa. Da, eu am nădejdea că acolo veți găsi la librăria Ștefan Octavian Iosif, coperta a patra, iată. Autoarea, un cuvânt al scriitorului Mircea Brenciu, da? Prefața este foarte lungă, acolo generos prezentată de către Mircea Brenciu și conținutul este unul pe măsură. Da, hai povestește-ne cum ai plecat, când ai plecat din țară în Canada, Dorval. Deci, da. Numele meu, de fapt, este Ceroasela Tofan. Elsa Dorval Tofan este numele de Adopție. autor, de adopție. Domnul Brenciu, care
îmi este naș literar, ca să spun așa, după ce m-a încurajat foarte serios să fac pasul de ieșire către public, mi-a spus, mai e o singură problemă, poeziile îmi plac mult, dar nu-mi place numele tău. Și pretențios, Mircea. Va trebui să te decizi pentru un nume de autor. Și, mă rog, Elsa este un nume care îmi place mie în mod deosebit și atunci mi-a fost foarte simplu să-l aleg. Iar Dorval este orașul în care locuiesc eu acum, în Montreal. Face parte din administrația provincială a provinciei Quebec. Montreal este un arrondissement mai mare și Dorval este un oraș mai mic unde se află aeroportul Trudeau. Deci cam asta este povestea numelui. Cât privește venirea pe lume a cărții, este o venire firească, dar târzie. Eu am mai scris și în trecut, când am fost mai tânără. Sunt o fostă uniristă, absolventă de filologie în promoția 83. Uniristă purtujur. Exact. Da. Am luat-o puțin așa în viața mea, în contracurent. De aceea, domnul Brânciu, spunând despre cartea aceasta, care are și o componentă terapeutică, ca să zic așa, am fost de acord și nu cu afirmația. Eu aș spune mai degrabă că este un act de recuperare. Deci o reîntoarcere în timp. Ar trebui să iasă poate la 25 de ani, la 28 de ani, dar iese acum, ceva mai târziu. Acum s-a copt. Da, mă întorc un picuț. În urmă cu câți ani am plecat în Canada cu soțul, soț este în preajma noastră. Și dacă vrem, îl putem și arăta, dacă vine lângă noi așa un pic. Hai lângă noi un pic, așa, numai așa, la nivelul nostru, ca să intri în cadru. Că na, vine omul din Canada și să nu-l vedeți, asta e culmea, un pic mai jos, așa, iată soțul, ia uite-l aici, așa, vă însoțește și mai avem și o prietenă aici, dar nu vă spun cine este pentru că va fi invitată în curând aici, așa, pentru că merită, dacă vreau spun, dacă nu, nu. Eu o să vă părăsesc pe la asta. Nu, e asistență acolo, suntem liniștite că ești acolo. Deci au venit și iată, domne, câtă alergătură, mă uit la tâmplele tale și se, adică vasele sunt proeminente, înseamnă că a fost turată, nu? Să alergi, să faci, să în 10 zile, 10 zile, nu? A trebuit pompat, da. Era mai speriat-o și eu că m-a găsit și pe mine turată, dar am zis, domne, sunt cu minte, serios, eu sunt cu minte, nu, suntem cu minte, vorbim numai așa. Bun. A și lucrat, de fapt, de ce să vorbesc mai cu dumnealor? Vorbim cu dumnealor împreună. Ai lucrat și în presă, nu-i așa? Da, am lucrat un timp în presa scrisă, la Transilvania Express. În ce perioadă? Cred că... Așa, aproximativ. 96-90. A, când se făcea presa, asta am vrut să știu. Ceva de genul acesta, da. Plecarea noastră în Canada, la Montreal, s-a realizat în anul 2003. În 2003 am părăsit țara, în luna mai, pe 10 mai, mai exact. Și iată, sunt 15 ani de când... Ce zic, mulți înainte? Da, de ce nu? De ce nu? În definitiv și la urma urmei, decizia care a fost luată atunci este o decizie asupra căreia n-am să revin nici ideatic, nici pragmatic. Ceea ce va fi însă de aici încolo, vom vedea. Este o altă poveste. Da. Asta este important. Așa, un soț inginer, așa, inginerii în care s-a aruncat cu bolovan în anii 90, de parcă, păi da, nu puteam să facem carte fără ingineri. Nu puteam să avem ochelari fără inginer, nu puteam să avem nimic. Ei, acum sunt la preț, da? Vezi că au mai și plecat dintre ei cei adevărați și buni și cei adevărați de astăzi. Lucrez în domeniul nesănătății, mi-așa îmi place să spun. Mi se pare că e un termen nepotrivit. În domeniul sănătății lucrurile s-au împiedicat. Nu, e nesănătate. Mă duc la spital, rare ori mai mergi în lumea civilizată și nici acolo nu se mai... pentru profilaxie. Mergem că suntem bolnavi, deci mergem să ne căutăm, să ne îndreptăm nesănătățile noastre.
Și după aceea ne întoarcem la carte, pentru că pentru asta de fapt ne-am și întâlnit, pentru asta ne-am și cunoscut. Și mulțumesc frumos. Da, știți, când imigrezi, trebuie să fii conștient și lucid la toate oportunitățile care vin și nu vin deodată și nu vin foarte multe. Noi am plecat bătrâni, să zicem așa, pentru o vârstă de imigrare, eram în jur de 40 de ani și n-am avut timp să stăm prea mult pe gânduri ce direcții, ce strategii. Ceea ce ni s-a oferit a trebuit să luăm cu ambele mâini și să rectificăm pe parcurs. Uh-huh. A venit către mine naturopatia, care este o medicină alternativă, o numim așa acolo, o medicină bazată pe cunoștințe de plante, de vitamine, de minerale și mi s-a părut foarte interesant. Am îmbarcat pe drumul acesta, am făcut studii de specialitate și am lucrat foarte mult timp ca naturopat de planșeu, cum spunem noi, deci într-o farmacie unde oamenii veneau să fie sfătuiți în legătură cu ce pot face mai cu seamă în termen de prevenție, pentru că naturopatia are un rol interesant, dar mai cu seamă în prevenție. Am spuneați că spuneai că nu mai există strategie de profilaxie, de prevenție și este adevărat, din păcate, peste tot, cred eu, în lumea lor actuală, pe latura aceasta. Eu țin minte când eram mică, medicul pediatru îi spunea mamei mele tot timpul înainte să se îmbolnăvească. Deci avea ideea aceasta că trebuie să facem tot ce se poate face ca să nu ajungem să ne îmbolnăvim. E, astăzi avem foarte multă medicație de vândut, nu-i așa? Și practic cu cât mai mulți bolnavi, cu atât mai bine, pentru că treaba asta face bani în buzunarul cuiva și buzunarul acela este foarte mulțumit și fericit. Însă eu am așa o, nu știu, o structură internă puțin ciudată. Fac lucruri și la un moment dat simt nevoia de schimbare. Nu pot să perdur prea mult în același domeniu, în aceeași ideologie, în același sentiment și vine peste mine năvală chestia asta că trebuie să fac altceva. Și din această necesitate am luat-o pe o altă cale, folosind însă bună parte baza cunoștințelor acumulate și în final m-am făcut lucrător de spital, ceea ce la dumneavoastră s-ar numi la dumneavoastră cu toții aici, vreau să spun, aici acasă, asistență medicală de spital. La noi se numește infirmierie, deci un infirmier canadian are un echivalent de asistent medical aici, pentru că îmi plac în mod deosebit tehnicile pe care le putem face pe corpul uman ca să salvăm omul. Că este un cateterism, că este soluție salină, că este ostomie, indiferent ce este, tehnica aceea este acolo ca să îi dea o calitate de viață omului și să-l recupereze, să-l aducă pe linia autonomiei. Și asta îmi place în mod deosebit. Am înțeles. Termenii sunt limba chineză pentru mine, presupun că și pentru dumneavoastră la fel. Da, umblă la nesănătatea noastră și ne fac bine, nu-i așa? Cred în această specialitate, este profilactic ar trebui, dar și terapeutic, pentru că are efect cert, bine, dacă nu e foarte târziu, așa că medicul spune acum și ceva. Graf, mai 3 luni. De ce venim nu acum? Păi de-aia, mă, deșteptule, pentru că nu m-a durut nimic, pentru că n-am avut nicio problemă. Au un aer de stăpâne, așa, de parcă... Nu toți, sunt și... Sunt câțiva medici în Brașov absolut extraordinari. Uite, îmi vine minte acum unul care este atât de smerit și de... comandantul spitalului militar, doctorul Alexandru Cherestes, un om de o valoare extraordinară și medic și... Deci nu se include aici, da. Cu cât mai impotent profesional, cu atât mai arogant. De ce? Încă vrea să impresioneze. M-a prins, mi se întâmplă, asta e ce să facem. C-
când te gândești că ăla te tratează așa, îți prescrie tratament și nu spune, păi bă, dar spune că faci pe corpul meu, că nu sunt medicamente. Gata, ne ducem la poezie, că dacă mă duc pe subiectul ăsta, nu mai tac o jumătate de oră. Da, cred în acest, și are, ce vreau să spun, că această terapie, metode naturiste, ca să spunem așa, pe înțelesul nostru al tuturor, au efect, adică își fac efectul mai lent, dar mai sigur și fără reacții adverse, de regulă. Da, trebuie să înțelegem însă că și aceste produse au efect medicament, deci trebuie să fim bine sfătuiți de oameni care cunosc bine meseria, mai cu seamă interacțiunea dintre medicamentul alopat și produsul natural există, da, 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 de multe ori cu consecințe, dar da, dacă stăpânim bine lucrul ăsta, este ok. Terapie. Terapie pentru nesănătatea noastră. Terapie pentru nesănătatea noastră funcțională, așa, fiziologic, și aici, și aici. Asta e pentru aici. În bună parte. Mulțumim frumos pentru această terapie. Păi fără această muzică și literatură și artă și normalitate, aș zice eu, până la urmă. Urmează să vedem ce zice Mircea Brânciu pe coperta a patra. Zice așa, ce frumoasă e fotografia aceasta. Ați mai văzut-o? Da, că vă mai arăt. Da, no, e aici poeta lângă mine. Acesta este volumul de debut, pentru că nu am specificat. Ne va mai dărui. Face ce face și se mai întoarce acasă, ne mai aplică o doză de terapie, iarăși se întoarce. Că asta e. Zice Mircea Brânciu așa aici, memoria este prin ea însăși de natură epică. E cam pretențios el așa în limbaj, da, la nivelul domniei sale. E povestea nesfârșită, căreia trebuie să-i pui foc din când în când, ca să producă emoție. Ce frumos a spus. Poezia scurtează aceste circuite, lucru pe care autoarea, aici lângă mine, l-a intuit în sensul acela de plin, cultural, evitând cu succes căderea în mrejele de descriptivismului. Erudiția, lectura și, desigur, talentul au completat acest tablou al subtilei creatoare Elsa Dorval Tofan, astfel încât ceea ce cuprinde acest volum să poată fi definit ca fiind poezie adevărată. Poezia, conținutul acestei cărți este foarte bine cotat de către vocile autorizate. Că spun asta, spun de oameni care, mă rog, membri ai Uniunii Scriitorilor și așa mai departe, și dumneavoastră vă veți bucura de ce privire așa cu sete te privește și cu curiozitate o privire de copil. Ce frumos! Ce frumos! Ție! O zicem pe asta un pic? Da. Hai să fie în lectura autoare? Da. Hai. Că autorul știe unde să sublinieze așa prin tonalitate. Ție sigur soțule. Da, da. Da. Nu ți-am scris niciodată ție. Bine, am lăsat note cu iz gnomic, dulceag, cu sublinieri și pus între paranteze. Prostii. Nu ți-am scris ție, nu știu cum, să nu fie plat, să nu fie lai-lai, să nu fie lăcrimos, să nu ciupească. Obsesii. Nu, ție nu-mi pot permite orice cuvânt, orice cratimă, orice mise en page și mise en scène, pentru că ești atât de adevărat. Profunzimi. Ție, tu, îmi interzice radicarea cuvântului prieten și mă eriți cu sensuri, mă pui în fața moralei, îmi iei aerul și mi-l redai, meritat, cu porția, încrederi. Tu, să nu crezi că vorbele astea, așa zis poetice, te pot împacheta, să nu crezi că ceva te depășește, nici o competiție între tine și tot. Rădăcini. Grafica acestui volum este semnată de Gabriel Stan, pe care îl cunoașteți foarte bine, prietenul nostru, lovit. A pierdut o aripă, a rămas doar cu o aripă. Încercăm să-i fim alături, dar vom vedea. Și pentru cei care, mă rog, să nu vorbesc aici în Dodi, așa, știți că și-a pierdut doamna în urmă cu 2 săptămâni.
gențiana asta și da, Dumnezeu să o odihnească și pe noi să ne ierte. Iar am frisoane. Da. Da, grafica Gabriel Stan. Un om cu vocația prieteniei printre altele. Dar n-am vrut să schimb foarte mult registrul acestei ediții, să mă iert, da. Nu puteam să spun Gabriel Stan fără asta. Da, plecăm, cum spuneam, în grabă, din ce în ce mai grăbiți, plecăm de aici și ne tot ducem. Credința mea e că ne vom revedea și acolo, nu? Cu siguranță. Ne vom revedea. Da. Ei, da. Moi, je. Da, trebuie citită cartea, neapărat. Trebuie citită. Trebuie să ne întoarcem la lectură. Nu dumneavoastră, unii ca mine, așa. E să ne întoarcem la lectură, pentru că asta ne va tămădui de toate zmintelile. Mai avem 15 minute, e bine, nu-i așa? Perfect. Când voi ați venit în țară, acum, probabil, presupun că ați mai venit în acest interval de timp. E, sigur că stai acolo, dar rădăcina, substantivul cu care s-a încheiat acest poem, rămâne totuși aici, nu-i așa? Altfel nu v-ați întoarce și... Așa cum spunea și poetul Andrei Codrescu de la New York, care este un alt român plecat de foarte mult timp și realizat ca poet atât de limbă engleză cât și de limbă română, cu siguranță în fiecare dintre noi, acum vorbesc de persoanele care avem, știu eu, preocuparea aceasta de creație într-un sens sau altul, există un înăuntru și un afară. Înăuntru este întotdeauna rădăcina care este acolo, va fi acolo pentru totdeauna, n-ai cum să o iei, să o muți, nu se poate. Acolo este, acolo va rămâne. Dar este și acest afară, acest outside, care vrând, nu vrând, începe și interacționează cu ceea ce este în rădăcina inițială. Și într-un fel este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că altfel nu ai putea să reușești, nu ai putea să treci în cealaltă persoană care ți se cere să fii. În sociologie se spune așa, procesul de imigrare este un proces în care trebuie să mori persoana care ai fost ca să lași să se nască persoana care urmează să devii. O persoană care se alterează în sens cultural, în sens sociologic, se impregnează de idei noi, de mentalități noi, care nu sunt neapărat întotdeauna egale cu valorile în care crede, dar pe care va trebui să știe să le gestioneze. Deci, da, răspunsul este acesta. Rădăcina este intactă acolo, strada sforii este la locul ei și va rămâne întotdeauna strada sforii. Spuneam că am una a la canadien, într-un fel ironic și ușor cinic. Este atât de mică, de urâtă, de fără niciun fel de semnificație concretă în raport cu adevărata strada sforii, dar pentru mine este legătura mea dintre strada sforii, aceea pe care eu am cunoscut-o în copilăria mea, și locul în care eu sunt, și puntea care echilibrează cele două lumi. Cam despre asta este vorba. Strada sforii a fost renovată, ați văzut-o, presupun. Nici nu am avut timp. Nici nu am avut timp. Trebuie, e adusă undeva la standarde, pe celălalt capăt e o statuie, trebuie să mulțumim multor oameni pentru asta. Dar mă voi duce, sigur, să o văd. Da. Am frisoane, știți că așa mi se întâmplă, ce frumos a spus. Rădăcinile rămân înăuntru. E un titlu de poem, poate fi și de roman. Extraordinar. Îți cresc altele, îți cresc ramuri pentru ca să te susțin, așa? Evident. Da? Dar rădăcinile rămân înăuntru. Nu voi uita asta. Atât de frumos și durut spus. Doar rădăcinile acelea din interior, din când în când. Mai dor, dar cred că trebuie să compui chiar și cu durerea aceasta și până la urmă durerea are și ea o energie a ei, nu numai bucuria, nu? Și suferința este energetică într-un anume fel. Poate fi o terapie și durerea. Exact. Deci trebuie să ai
capacitatea să folosești această energie pentru tine. Și cred că este o energie foarte, foarte densă, foarte solidă. Odată ce ai întors-o în favoarea ta, lucrurile merg foarte bine, chiar și pe suferință. E suportul genetic, nu poate fi modificat. Ce am remarcat și trebuie să vă împărtășesc și dumneavoastră, pentru că sigur vă sună foarte bine. Vedeți ce e la televiziune acum, nu înțelegi ce spune. Pac! Că n-ai înțeles nimic. Textul e aiurea, rostirea e aiurea, gata, s-a terminat. Apreciez și mă înclin în fața ta și pentru acest aspect, o rostire extraordinar de corectă, cuvânt articulat, înțelege omul ce spui, asculți cu drag rostirea, nu? V-a plăcut? Mai stăm? Nu mai stăm, mai mult de 10 minute nu mai stăm, pentru că nu ne dă voie regia, ai noi niște rigori pe care le încercăm să le respectăm, suntem cuminți. Da, apreciez foarte mult, pe lângă asta și vocea, nu avem niciun merit, că avem ochii verzi sau albaștri sau așa, nu avem nicio vină că avem părul drept și nu creți și în fine și așa mai departe, dar pentru rostire meritele sunt jos pălăria. Și după atâția ani de plecare din țară, că acum s-au mai vindecat românii ăștia, Doamne cât suferă românii ăștia. Ce întrebare am vrut să adresez? Nu adresez de obicei, dar pentru că am schimbat registru, pentru că emisiunea, nu această ediție, toate, așa poartă numele de insuportabil, rare ori suportabil, așa, pentru că voi veniți de dincolo de ocean și plecați și cu rădăcinile în interior și iată că aici în Muguresc și dau rod aceste rădăcini și rodul ne este dăruit nouă. Deci, ce găsiți insuportabil în țara asta? Că noi nu mai înțelegem ce ni se întâmplă. Suntem un pic anesteziați, suntem manipulați, suntem mai de capul nostru. Găsesc insuportabil faptul că lipsește coagularea. Doi vecini se ceartă îngrozitor, dar rămân doi vecini care împart un gard și se cunosc de când erau foarte mici. Înainte, vecinii ăștia doi așa se mai înjurau, mai își dădeau cu câte o roșie în cap, dar erau împreună să-și îngroape morții, erau împreună să-și cunune copii, să mai joace câte o horă, așa încât ai fi spus că elementele astea așa care erau puțin disfuncționale erau practic niște mici, particole de sare și piper care să ridice puțin gustul ambianței. Acum lucrurile stau puțin invers. Oamenii nu se mai coagulează. Sunt foarte polarizați, foarte împărțiți pe tot soiul de criterii, fie bănești, fie de prestigiu, fie ideologice, de tot soiul de ideologii. Și au uitat că în principiu toți suntem la bază niște oameni care putem fi vecini de gard, care ne putem manifesta afectele împreună, fără diferențe prea mari în definitiv și la urma urmei, în termen de fundament funcțional. Sunt un om, ești un om. Și asta m-a impresionat în mod deosebit, pentru că noi stăm într-o țară cu o multitudine de etnii, cu o multitudine de ideologii. Noi acolo, ca să ne exact, noi acolo bine, în Canada, da. Cu o multitudine de religii și cu toate acestea, ai spune, nu poate să funcționeze, conglomeratul este prea pestrit, nu poate funcționa. Și cu toate acestea funcționează tocmai pentru faptul că acești oameni atât de diferiți în momente dificile, în momente speciale, știu să coaguleze, știu să formeze aceeași maioneză. Și treaba asta noi o știam foarte bine face, dar am impresia că maioneza e un pic tăiată. Și asta mă întristează. Și eu am perceput starea noastră ca fiind aceasta. Am și avut ediții.
ale căror temei erau solidaritatea, fie cu un preot, solidaritatea creștină, fie cu altcineva, pentru că am simțit că nu numai că nu suntem solidari, suntem ridicoli. Și niciunii nu au dreptate. 5 minute, foarte bine, mulțumim. Avem 5 minute mai avea. Da, tot. Așa. E, suntem ridicoli și ne-am... Suntem occidentali. Nu ne mai salutăm. Așa e dincolo. Dom'le, în ușă, majoritatea stăm la coteț, adică la bloc. Coteț în limbajul meu. Așa? Nu mai... Poate să crape la acolo, dacă e cineva singur și în vârstă și neputincios, ne mai interesează, ne mai salutăm. Și înainte ieșeam și făceam curățenie. Iar am mai spus asta, dar mai spun încă o dată, că mă iertați. Care stătea la bloc, nu mai văzut eu, care stătea la casă și îngrijea gardul, șanțul, trotuarul și așa mai departe. Acum primesc eu o replică. Zic, domnule, să mai ieșim și noi, că miroase a frunză arsă și ce frumos și te mai vezi și mai vorbești. Eu plătesc. Bă, ciugulane, mă, ți-ai pus izmana în freză, mă. Ai uitat de unde ai plecat, mă, prostalăule, mă. Mă, gata, tac. Păi nu e o rușine, mă. Pe asta e unitate, mă. Strângeți rândurile, mi-aduc aminte când eram copil, umblam cu ceașca, împrumutam unii de la alții o ceașcă de ulei, o cană cu zahăr și mergeam și mâncam gogoașe la vecini și la mine se mâncau clătite și așa mai departe. Era unitate. Acum avem interfon, avem camere de supraveghere, avem uși metalice cu 3 încuietori și cu camere de supraveghere în casă și ne-am baricadat și suntem perdanți și ne-am mutilat aici. Scuze. Exact așa cum este, exact așa ai spus, așa percep și eu. Și dacă vine cineva din afară care are încă rădăcina aici și ne spune asta, să nu uităm asta și să ne dea de gândit, uite, iar am frisoane. E, se întâmplă. Nu am făcut gripă, nu am mâncat virus încă. Am frisoane pentru că mă doare, mă doare tare. Bun. Am zis că nu mai folosesc acest cuvânt, că îl folosesc cei de la, care apar la televizor și vor să mintă. V-am mai spus. Zice, băi, ce făcum acolo în Parlament? Ați ridicat mâna, n-ați ridicat mâna, ați lipsit, ați mințit, ați făcut și ăla. Când răspunde, zice, bun, asta e preparația de minciună, eu nu vă mint. Cam așa se zice, bun. Îl întreb, orice îl întreb, orice îi spui, zice, bun. Și după aceea îți răspunde. Măcar două rânduri vreau să mai... Zice, nu ne vrem. De aceea am zis, acest poem mi-a sugerat titlul ediției de astăzi. Ba ne vrem și trebuie să ne vrem, că avem rădăcinile în interior și fără ele nu putem. Și uite ce frumos comunicăm. Nu ne vrem, zice, de ce să scrii despre tunelul în care te-ai învârtit? Te-ai învârtit, sensul mișcării are cod, în amprenta degetului tău îți aparține. Trebuie să recitesc. Vreți? Vreți? Recitesc. Mai avem un pic, dar... De ce să scrii despre tunelul în care te-ai învârtit? Sensul mișcării are cod în amprenta degetului tău. Îți aparține. Și nu e acesta poemul, doar primele 3 versuri. Iată că au venit exact acolo unde trebuia. La amprenta degetului. Cărui deget? Cărui vrem noi. Și amprenta, e amprenta genetică de care vorbeam mai devreme. Flori, ce ne mai dai? 3 minute. Spune-ne ce vrei. Dom'le, nu e... Uite, am venit acasă, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut. Aș vrea să le comunic și n-am cum să le comunic tuturor. Uite, acum se poate. Ce aș vrea să le spun? Ia. Cred că să spui ceva care să aibă așa un sens profund este greu și sunt departe de a fi o persoană mesianică care să aducă o asemenea frază importantă. Totuși, i-aș invita pe toți concetățenii mei, foști, dar și actuali, pentru că eu am în continuare cetățenia română, să nu-și piardă speranța, să nu-și piardă absolut deloc speranța. Există în țara aceea, Canada, în care stau eu, o vorbă care pe mine mă irită foarte mult, pentru că este folosită foarte des și într-un sens care nu are sens.
Soyons pozitivi. Cu asta începem ziua, cu asta o terminăm, o auzim în fiecare zi, în tramvai, pe jos, la magazin și toată lumea își spune treaba asta, așa încât la un moment dat, din sensul bun al expresiei, nu mai rămâne decât un soi de platitudine. Eu am să iau partea bună a expresiei și am să le spun concetățenilor mei să nu-și piardă speranța și să rămână fideli unei gândiri esențiale de coloană vertebrală care nu se îndoaie, să iasă din zona de confort atunci când simt că este nevoie ca să repoziționeze lucrurile în făgașul normal și în continuare, încă o dată, să nu-și pierde speranța. A fost o încântare. Întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit, din păcate. Poate că a fost și un îndemn, nu îndrăznesc să spun o lecție, pentru că dumneavoastră nu aveți nevoie de lecții. Unii ca mine au nevoie de lecții. A fost un îndemn, a fost un exemplu. Mi-e bine și mi-e rău. Mi-e bine pentru că ne-am cunoscut, mi-e rău pentru că pe voi doi v-am pierdut de tot, dar un om de asemenea valoare, poate că ne-ar fi ajutat aici, dar poate că nu-l merităm, nu? În fine, nu vreau să fac trimitere la asta. Am un gust dulce, amar. Îți mulțumesc din toată inima. Eu pentru tot. Pentru tot. Îți mulțumesc pentru această terapie. Asta spune mult și aici găsim multe mesaje și ne spune mult despre omul care v-a intrat astăzi în casă cu îngăduința dumneavoastră. Eu ce să vă spun? Vă spun ce simt și ce vine acum în sufletul și încerc să treacă prin mintea mea. Vă doresc sănătate amândurora. Mulțumim. Pentru că e capitalul cel mai important. Categoric. Ne vom reveni, sper, din toată inima, dar așa coagularea, e termen medical, se vede că lucrează în acest domeniu. Da, coagulare, solidaritate, să ne revenim oameni buni și să fim umăr la umăr și să redevenim oameni. Am fugit din specie. Funcționează sistemul, modelul, sindromul, mai ales maimuță. Hai să ne îmbrăcăm, că țoale avem, nu? Cum spunem în așa, să ne revenim, să fim oameni. Așa cum am fost crescuți, părinții, bunicii noștri au fost oameni. Dar cu mare plăcere, a avut emoții, e obosită, ni s-a dăruit, îți mulțumesc din toată inima, este o bucurie, mă socotez norocoasă pentru că te-am cunoscut. Un om de valoare, nu o spun așa de conjunctură, nu, un om de valoare, un exemplu, mulțumesc din toată inima. Și eu. Și te mai așteptăm acasă să ni te dăruiești așa cum știi mai frumos. Să sperăm. Da? Mulțumim. Oameni buni, atât pentru astăzi. Ne vrem sau nu ne vrem, trebuie să trăim împreună și nu să supraviețuim, ci să viețuim omenește, civilizat, frumos și astfel încât rădăcinile din interiorul celor plecați să facă, cum să spun, că nu-mi vine acum termenul, să ziceți voi acum că ce să mai zic, m-am emoționat foarte tare, rădăcinile lor să crească și să aibă chemarea să vină acasă, dar să vină acasă pentru că e bine. Pentru că e mai bine decât acolo. Ne putem închipui asta. Ar putea să fie, depinde de noi. Uh-huh. Dar dacă funcționează sindromul maimuță, ați înțeles, fâs. Gata, am ieșit din casele dumneavoastră, mai avem un pic, vine sărbătoarea nașterii Domnului, ne mai vedem și mâine, ne mai vedem și poimâine și cu ajutorul Dumnezeu și la anul. Sărbători cu bine pentru cei care nu, dacă nu urmăriți ediția de sâmbătă, e pierdere mare. Nu datorită mie, ci datorită invitatului, Horia Țigănuș. În fine, un artist extraordinar. Gata, trebuie să ies pentru că mă dă afară. Mă dă afară de peste tot. Da, păi ce pierdere. Vă mulțumesc din toată inima și vă sugerez, ca de obicei, vă rog din toată inima, așa cum spun de ani de zile, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!